Un pod din județul Prahova cu o vechime de peste 30 de ani se degradează văzând cu ochii. La starea acestuia contribuie și mâna oamenilor, de parcă factorii naturali nu ar fi fost de ajuns. Podul vechi din localitatea Provița de Jos a început să dispară ușor, ușor. Ce se întâmplă mai exact, nimeni nu știe, dar se bănuiește că ar fi ținta oamenilor care sunt certați cu legea. Asta pentru că mare parte din el este din fier, iar acesta poate fi valorificat foarte ușor. În prima fază au început să dispară scândurile. Să vede cu ochiul liber că nu mai sunt scândurile, dar cine e persoana care le ia, nu știm. Ultimul timp s-a sesizat că începe să dispară scânduri și a început și de puțin timp și material fieros. Acum câteva luni de zile, o doamnă a trecut cu o mașină pe aici și a văzut o mașină Dâmbovița, cu număr de Dâmbovița, așa, care era în zona asta respectivă, lângă la pod, și ne-a sesizat și la primărie în timpul ședinței Consiliului Local, a spus doamna, că ridicându-se problema podului, zice, da, și eu am văzut că încerca să o ocupe, dar era o oră târzie. Unul dintre consilierii locali propune demolarea și valorificarea, până nu mai rămâne doar urma podului sub nasul autorităților. Am făcut o notă, un tabel cu toți cetățenii din zona respectivă și care au participat și care mai sunt nepoți, copii, să-l demolăm. Banii să-i recuperăm, bineînțeles, printr-un comitet format de cetățeni de aici, pentru întreținerea acelui nou pod, și restul, mai sunt aspecte care și unii cetățeni au nevoie de cât un material. Bineînțeles, se discută la nivel de cetățeni de aici, ori la un preț de fier vechi, ori la, depinde și de cetățeni, situația lor, cum este de bună sau de rea. Deci avem cerințe de la unii cetățeni că le-a plecat terenul în câte o zonă, alții îmi au câte o vâlcea care trebuie întreținută. Administrația locală ridică din umeri, spune că nu poate face nimic. Podul la care faceți referire, podul din punctul Horjești, de fapt puntea din punctul Horjești, puntea veche, a fost construită prin anii 1980 cu aportul esențial al oamenilor din zonă, cu materiale procurate de la Schele sau de pe la întreprinderile din Câmpina. Podul nu este în patrimoniul primăriei Provița de Jos. Ca atare, noi nu avem niciun drept asupra acestui pod, motiv pentru care nu l-am demolat, nu avem intenția să-l demolăm, pentru că acolo sunt oameni organizați, sunt în grupuri, unii vor să-l demoleze. În anul 2008, administrația locală a construit prin fonduri proprii și de la Consiliul Județean un pod nou, așa că cel vechi nu mai este folosit de aproape 10 ani.